Matei 5 cu 13. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Amin. Haideți să plecăm capul și fratele Teo Moga ne conduce în rugăciune. Așa cum spun, Doamne, că vin să deschid din Dumnezeu, să deschid și unde am stat, tot ce așa să ne spui, să înțelegem că trăim, Doamne, și că trăim ca tot ce facem și suntem, Doamne, să fie să vară și lor, Doamne, să fie rău și să aia, cu când să rămâi tău, Doamne, atât nouă cât și celor care pot, dar ne va vedea pe sănătate în această, Doamne, să așa să vă aduc salutări de la Biserica Soră din Hickory. Dimineața am fost acolo și frații vă salută în numele Domnului Iisus Hristos. Domnul să-i binecuvinteze pe ei acolo și pe noi aici. Fratele Puiu este după masă să slujească, fratele Neluțu Urs vă salută și el. El este în Ucraina. M-a sunat și ieri, m-a sunat și cu două zile în urmă, mi-a spus întâmplări care n-aș vrea să vi le spun eu, să îl las pe el când va veni înapoi să ni le spună, însă nu-i ușor să fii creștin într-o lume persecutată, nu-i ușor să zâmbești într-o lume care este potrivnică, nu-i ușor să fii sfânt într-o lume care este coruptă. Oamenii aceștia, și mă refer la frații și surorile noastre din Ucraina, sub amenințarea războiului și a celor care îi amenință, îl laudă pe Domnul și bisericile sunt pline, oamenii vin cu bucurie la casa lui Dumnezeu și asta îmi spunea Nelu, te mir să-i vezi bucuroși. Sunt toți împreună, adunați la oaltă și îl slăvesc pe Dumnezeu fără frică. Contează foarte mult în vremuri ca acestea și în vremuri grele ca acelea, cum sunt acolo, să poți să continui să te închini și să-L lauzi pe Dumnezeu. Fie binecuvântat numele Domnului pentru frații noștri de acolo și Domnul să-i păzească. Vă salut și din partea unui profesor de la Universitatea Emanuel din Oradea, dânsul, mai ales pe fratele Liviu, îl cunoaște, fratele Ilie Țundrea, este și dânsul acolo, m-a dat la telefon și am vorbit și salută fratele Liviu și biserica noastră. E interesant ce vremuri diferite trăim, unii aici, alții acolo, alții pe câmpul de război, alții amenințați, alții fără pâine. Dumnezeu ne-a binecuvântat însă și haide să strângem rândurile și să fie bucurie, să putem spune cu toată ființa, mă bucur, cum mi se zice, haidem la casa Domnului. La casa Domnului. Pasajul acesta, cu siguranță că l-ați auzit de atâtea ori. M-am gândit în contextul în care suntem noi, ca și biserică, am vorbit puțin despre rolul bărbatului, a soțului, al viitorului bărbat în familie, cu două săptămâni în urmă. M-am gândit acum să pun lucrurile acestea cumva împreună la nivelul fiecăruia. Ce facem? Ce ar trebui să fim noi ca și oameni, ca și frați, ca și cei chemați? Dacă vă uitați în pasajul acesta, capitolul 5 începe cuvântarea de pe munte. Și începe așa. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Era o scenă foarte interesantă. Vă imaginați o mulțime venită după Domnul și ucenicii lui lângă el. Și începe și le povestește. Le spune apoi fericirile. Ferice de cei ce plâng, ferice de cei săraci în duh, ferice de cei blânzi, ferice de cei însetați după neprihănire, ferice de cei cu inima curată. Și apoi, în pasajul nostru care l-am citit, stă și le spune în fața tuturora. Voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului. Voi și voi. Și le spuneam la frații de la Hickory, cel mai puțin mi-a plăcut atunci când tata mă mustra în public.
Psihologia spune să nu-ți mustri copilul în public, că nu-l ajută la nimic. Însă ne ajută câteodată. Atunci când primești mustrarea față de alții, parcă e mai grea. Dar când primești o responsabilitate în fața altora, este și mai greu. Și acum le spune lor, la ucenici care erau bravi, erau puternici, erau cu Mântuitorul. L-au văzut cine este, i-au cunoscut puterea cât de cât. Noi suntem ucenicii lui. Le spune, voi sunteți și aveți o responsabilitate. Asta e responsabilitate. Voi sunteți sarea pământului, sunteți lumina lumii. Voi sunteți oameni chemați să dați gust lumii în care trăiți. Asta ne spune nouă peste veacuri. Și în seara aceasta Dumnezeu vrea să ne vorbească despre lucrul acesta. Trăim într-o vreme a tehnologiei și tehnologia este foarte dezvoltată. Dacă în urmă cu 15-20 de ani îți adunai casetele sau CD-urile cu muzică și îți făceai o colecție, astăzi cu un singur acces pe YouTube te duci și cauți melodia care te interesează și o găsești. Vrei o informație, vrei o carte, o găsești instant, cum spun copiii și tinerii. Ai găsit-o imediat. Orice vrei, poți să primești imediat. Totul este la îndemână. Spun unii că este bine, într-un fel, pentru că este vremea în care ai ceva și poți să împărtășești cu alții, să arăți și la alții. Se spune despre Spania că a fost țara care și oamenii din țara aceasta, în special în zona Catalunia, care nu și-ar fi arătat casa la un străin pentru nimic în lume. Acum, dacă vrei să închiriezi o casă în Barcelona, o găsești cu câteva sute de dolari pe săptămână. Oamenii încep să share, să împărtășească, să-și arate lucrurile. Este bine și mai puțin bine. Un singur lucru nu se împărtășește la nivelul acesta cum ar trebui să o facem. Și anume, vestea bună a Evangheliei. Avem cele mai mari posibilități și cel mai ușor de făcut lucrul acesta. Ce-ar fi într-o zi, toți pocăiții din Charlotte, să pună pe Facebook numai vestea bună a împăcării cu Hristos, la toți prietenii și neprietenii? Îți garantez că nu te va mai ataca nimeni dintre cei răi dacă vor vedea că pui versete biblice. Și nici contul tău nu va fi atacat. Ce-ar fi să folosim ce ne-a lăsat Dumnezeu la îndemână, să dăm și la alții? Ce-ar fi oare și cum ar arăta lumea în vremuri ca acestea? Atunci când cineva vine la biserică, pocăit sau nepocăit, cineva se mută, familia Țiplea s-a mutat recent aici. Noi ne-am mutat nu de mult, alții se mută. Ce caută oamenii când vin la adunare? Ce așteaptă? Trăim într-o lume în care suntem vulnerabili. Oamenii te atacă în stânga, te atacă în dreapta. Ce cauți la biserică? Ce vrei să găsești la casa lui Dumnezeu? Vrei starea aceea, bucuria aceea care o găsești în prezența Domnului? Oamenii caută, și spunea cineva, luate într-un fel sau într-o ordine anume, caută modele. Un model, un om model, un tată model, un soț model, o soție, o soră model. Pe cineva după care să se ia. Sau cu alte cuvinte, un om care l-a cunoscut pe Domnul, după care să se ia, să-i urmeze modelul, credința. Uitați-vă la înaintașii voștri și urmați-le credința. Caută modele, oameni al lui Dumnezeu, oameni care sunt sarea pământului. Apasă responsabilitatea asta pe umerii fiecăruia dintre noi. Aparent, după ce te-ai întors la Domnul, parcă te-ai așezat și zici, acum sunt mântuit, nu mai trebuie să fac nimic. Dimpotrivă, Domnul le spune la ucenici, aveți o mai mare responsabilitate și vă spun, le spune Domnul, în fața acestei mulțimi, voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, dar dacă lumina nu luminează, dar dacă exemplul vostru nu este exemplu, atunci este vai și amar de voi și de cei care vin după voi. Apoi, oamenii caută prieteni adevărați. Prieteni adevărați. Prietenul adevărat la nevoie se cunoaște.
Și pentru că sunt mulți arădeni, la Hicore le-am spus, prietenul adevărat a nevoie să-i cunoaște. Mi-a spus tot un arădean. Tot mai a nevoie. Prieteni, dragii mei, Domnul Iisus Hristos la un moment dat le spune la ucenici, nu vă mai numesc fii, vă numesc prieteni. Prieteni. Sunt prieteni cu Domnul Iisus Hristos. Oamenii caută prietenie. O spun cu tărie și cred din toată inima că în biserici încă îți poți găsi prieteni adevărați. Sau în biserici ar trebui să fie prieten adevărat. Ce aștepți de la un prieten? Să te înțeleagă. Un prieten este cel care te înțelege și cel care nu merge mai departe cu lucrurile pe care le spui. Sau cu alte cuvinte, ce am învățat și învățăm, un confident, un om care se roagă. Prietenul adevărat iubește ori și când și nenorocire ajunge ca un frate. Ca un frate. Oamenii așteaptă și o altă nevoie care au atunci când vin în adunare, dragoste și căldură. Acum căldură am găsit aici dimineața, a fost frig la Hicori. Căldură găsim la Charlotte. Dar căldura aceea sufletească în care să simți că ești binevenit. Vi s-a întâmplat vreodată să mergeți într-o biserică, străini și călători, să nu vă întrebe nimeni nimic, să nu știe cine ești, ce ai făcut, de unde vii și unde mergi? Te mai duci a doua oră? Dacă n-ai avea ce faci, așa-i? Așa. Când ești primit cu căldură însă, te simți binevenit. Ești acolo, sunt oamenii lui Dumnezeu, ei primesc cu căldură și căldura aceea care emană dintr-un suflet plin de Domnul Iisus Hristos și plin de Duhul Sfânt. Căldura aceea care este deosebită. În pasajul acesta sunt câteva chemări care ni se fac nouă credincioșilor și asta o spun la toți deopotrivă. Frați, surori, tineri, tinere, toți cei care suntem aici. Dumnezeu ne cheamă după masa aceasta, în primul rând spune, chemați să fim sfinți. Chemați să fim sfinți. Ucenicii stau și se uită la învățătorul lor și spune, noi cum putem să fim sarea pământului, cum putem să fim lumina lumii? Chemați să fiți sfinți. În Efeseni 4:15, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, la Hristos. Chemați să fim sfinți, să creștem ca și Hristos. În Romanul 1:7, deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți al lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Chemarea aceasta la sfințire nu este o chemare făcută doar așa ca să fie ceva de formă. În procesul acesta al sfințirii, ori crești, ori scazi, ori te ridici, ori cobori, nu rămâi la fel. Atunci când vorbim despre sfințirea aceasta pe care o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în noi, este vorba despre voință. Până la urmă, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu este un Duh care vine și intre cu picioarele înainte și spune, indiferent că îți convine ție sau nu îți convine ție, eu te fac sfânt. Nu. Duhul Sfânt este gingaș, lucrează frumos și spune, vreau să lucrez în tine dacă îmi dai voie să fac lucrul acesta. Ai intrat în procesul acesta al sfințirii, ai luat o decizie bună, dar să-L lași pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să schimbe, asta este o decizie care e în fiecare zi. Și am învățat cu tinerii lucrul acesta și învățăm. Dacă vrei să crești, dacă vrei să fii sfânt, trebuie să te uiți în viața ta și să te uiți în oglindă și să spui, oare care sunt lucrurile care nu-i plac Domnului în viața mea? Și să-i spui pentru o săptămână, pentru două, pentru trei, pentru nouă, vreau să lucrez tocmai ca să elimin lucrul acela din viața mea. Și le poți numerota. Pot fi lucruri mărunte sau mai mari sau oricare ar fi ele. Să spui, Doamne, vreau să-ți dau voie să lucrez în mine. Și în săptămâna care îmi stă înainte sau în luna care îmi stă înainte, să mă rog și să postesc pentru lucrul respectiv. Schimbarea nu se face brusc. Știi, atunci când cineva vine și se întoarce la Domnul, avem pretenția de la o persoană respectivă de mâine încolo să fie perfect.
schimbarea aceasta se face treptat și câteodată este greu. Este ca și cum ai spune la un bețiv care a băut toată viața lui, de mâine nu mai bei și ai terminat-o. Și aștepți de la el să fie perfect. Doctorii care se ocupă de cazuri de felul acesta spun că trebuie să înlocuiască băutura alcoolică cu altfel de băutură pentru o vreme. Trebuie să înlocuiești, cu alte cuvinte, lucrurile care nu-i fac cinste lui Dumnezeu cu ceva care îi face cinste lui Dumnezeu. Și haideți să ne uităm în oglindă, fiecare dintre noi, și fac apel. De multe ori venim la adunare și atât de bine se potrivește predica altuia. Haideți în seara aceasta, după masa aceasta, să spunem, Doamne, atât de bine ni se potrivește predica fiecare dintre noi. Atunci ai câștigat ceva. Când mergi acasă și spui, da, mi-a vorbit Domnul. N-a vorbit Radu, a vorbit Domnul și mie trebuie să-mi vorbească Domnul. La fiecare dintre noi, chemați să fiți sfinți, să fim sfinți. Oameni puși deoparte. Domnul vine și spune aici, chemați să luminăm. N-ai cum să luminezi dacă nu ești lumină. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă și apoi spune tot așa să lumineze și lumina voastră înainte oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. M-am gândit oare de ce pune Domnul accent pe ideea aceasta de lumină. Dacă mergeți în psalmi, de multe ori veți întâlni ideea aceasta. Domnul este lumina și mântuirea mea. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem în contextul acesta? Domnul este lumină, lumină pe cărare. Lumina are rolul să lumineze. Știți, mai înainte am spus lucrul acesta, noi toți lăsăm ceva în urma noastră pentru generațiile care vin după noi. Să fii cineva care luminează, care arată calea, dă o direcție într-o lume fără direcție. Să fim serioși, să fim realiști. Lumea aceasta se îndreaptă, Biblia ne spune, în jos. Lumea aceasta nu este sau nu promovează valorile, lumina. Într-un fel sau în altul, lumina aceasta îl reprezintă pe Dumnezeu într-o lume a întunericului. Când a venit Domnul Iisus Hristos, a venit ca o lumină într-o lume a întunericului. Răsare o lumină. Și Domnul vine și le spune acum la niște oameni simpli, voi sunteți lumina lumii. Îmi imaginam scena aceea, după ce au văzut cei din față, cum o fi putut reacționa Petru, Ioan sau altul? Pentru că te văd oamenii. Până să nu te pocăiești, orice prostie ai fi făcut, nu te-ar fi întrebat nimeni nimic, nu? Dar după ce te-ai pocăiești, te-a văzut vecinul că ai greșit. Hei, pocăitule, așa se trăiește. Avem o responsabilitate. Și Domnul ne spune, voi sunteți lumina lumii. Efeseni capitolul 5, versetul 8 spune, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, dar ca niște copii ai luminii. Iar Ioan spune în 1 Ioan capitolul 1, versetul 7, dacă umblăm în lumină după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Vedeți, condiția părtășiei, a relației împreună, este umblarea în lumină. Nu poți să faci orice altceva și să vii să ai părtășie cu frații. Umblarea în lumină este o condiție în privința aceasta. Lumina luminează în întuneric. Cuvântul ne spune însă mai departe, și am lăsat în special la, în final lucrul acesta, chemat să dăm gust. Vedeți dumneavoastră, trăim o vreme în care creștinismul pare să fie din ce în ce mai alterat. Și în special ce invazie am văzut acum, că n-am văzut niciodată,
ideea aceasta, creștinismul folosit pentru a face bani. S-au trezit dintr-o dată sute și sute de mari cântăreți care înregistrează casete și CD-uri să vândă, să facă bani. Terminasem școala și am fost ca cei care termină școala, plin de râvnă, și am zis, hai să facem misiune într-o localitate unde sunt numai necredincioși. Și am invitat o cântăreață care cânta foarte bine. Și mi-a spus, vin cu mare drag, dar costă atâta. Ce vorbești de banii aia? N-aveam nici un sfert sau un cent. Și am spus, soră scumpă, de unde bani? Eu n-am niciun cent. N-am niciun ban. Oameni gata să facă bani pe seama creștinismului, a vestirii lui Hristos. Oare este acesta un gust care îl dăm lumii în care trăim? Oameni care sunt gata să facă orice, să câștige bani din asta. Noi suntem chemați să dăm gust lumii în care trăim. Vorbim despre sare. Când vorbim despre sare, în secolul nostru nu vorbim de ceva scump. Dacă vrei un sac de sare, cât costă la cască? Nu știu, eu n-am cumpărat niciodată, n-am luat cantități. Poate $25 sau $10 sau 15. Așa. Și l-ai cumpărat. În vremea aceea, sarea reprezenta salariu pentru oameni care lucrau. Era aurul vremii. Și oamenii aceia nu primeau bani sau altceva, primeau sare. Avea valoare mult mai mare atunci. Sarea, ca și produs alimentar, este foarte important. Dă gust, dă valoare unei mâncări care parcă n-ai gusta-o dacă n-ar fi sare, nu-i așa? Mi-a spus tata socru, el nu e aici, acum am permis să spun, cel mai greu a fost la operația de inimă după ce mi-a dat mâncare fără sare. Și când a venit prima mâncare de acasă cu sare, am mâncat și deja arătam bine la față. De ce? Că nu are niciun gust. Rolul acesta al sării este extraordinar. Puterea și calitatea de a săra. Dar spunea cineva, dacă pui puțin mai multă sare, bei mai multă apă. E adevărat, poate că e adevărat. Mie nu prea îmi place să mănânc sara, dar dacă ai făcută mâncarea sărată, n-am nicio problemă. Însă bei mai multă apă. Și aici este un ceva spiritual în toată povestea aceasta. Cu cât dai mai mult gust, cu cât e mai sărat ceea ce ești, ceea ce spui, oamenii vor fugi la apă. Apa vieții. Să fii gata să fii sare, să dai gust lumii în care trăiești. Sau cu alte cuvinte, să-L reprezinți pe Hristos așa cum trebuie reprezentat Hristos. În vremurile acestea, Dumnezeu cheamă biserica să fie ceea ce trebuie. Dumnezeu spune, veți fi apreciați sau neapreciați în funcție de gustul care îl dați lumii în care trăiți. Să poată spune lumea despre tine atunci când vei muri. Aici a trăit un om și a fost sfânt. Vecinul meu a fost un om deosebit. Vecinul meu a fost un om care l-a căutat pe Hristos și în el n-am văzut altceva decât pe Hristos. Și lucrul acesta spune Domnul Iisus Hristos aici în pasajul nostru, se va putea vedea. Se vede foarte clar. Asta este diferența între un copil al lui Dumnezeu și un altul. Cu cât trece vremea, cu cât trec zilele, lumina ta trebuie să strălucească tot mai tare. Viața ta trebuie să dea gust tot mai bun. Și vei vedea rezultatele. Cuvântul ne spune însă, dar dacă sarea își pierde gustul,
prin ce își va putea căpăta iarăși puterea de a săra. Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Vedeți, acesta poate fi un final. Dar s-ar putea că ai ajuns la starea aceasta în care nu mai dai gust lumii în care trăiești. Hristos, Domnul nostru, ne cheamă și spune: restaurarea gustului sării în cazul nostru se face prin pocăință. Câtă vreme se zice astăzi. Mesajul este atât de clar și atât de limpede. Și Domnul ne cheamă pe fiecare dintre noi la o rededicare. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Asta este chemarea pe care ne face Domnul astăzi. Imaginează-ți acum în final că ești în fața Domnului și ești unul dintre ucenici și îmi spune mie, tu ești sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va putea căpăta putere de a săra? Tu ești lumina lumii. Poate te-ai fi ridicat de acolo să fi fost unul dintre ucenici și ai fi spus: ce onoare! Domnul vine și mută lucrurile de aici și spune: câtă responsabilitate! Din pricina ta, nimicesc sau nu nimicesc Sodoma și Gomora. Din pricina ta, țin pe hartă sau nu țin Charlotte, North Carolina, sau orice oraș ar fi, America. Când s-a târguit Domnul cu Lot, țineți minte de la ce număr a pornit? Și a mers mai puțin și mai puțin și Dumnezeu era gata să ierte. Dar nu s-au găsit acolo un număr cât de cât. Oare din pricina mea și din pricina ta ar ține Dumnezeu cetatea, locul în care ne-a așezat? Noi suntem lumina lumii și sarea pământului. Și Dumnezeu să ne ajute să fim ceea ce ne cere El. Amin.